Bună, prieteni! În episodul de astăzi al seriei Înfrământările pacientului s-a născut întrebarea ce este sistemul nervos și care este rolul lui în organismul nostru. Întrebare la care ne va răspunde domnul doctor Ovidiu Tudor, medic neurolog. Bună, Ovidiu! Bună, Simona! Ce este sistemul nervos? Este elementul de control al întregului nostru organism. Este elementul care preia toate informațiile din organismul nostru, mă ajută să simt, mă ajută să experimentez, mă ajută să trăiesc din plin fiecare etapă și fiecare element al vieții mele, mă ajută să-mi controlez și să-mi coordonez așa cum trebuie, atât funcția motorie, cât și funcția senzorială, cât și funcția cognitivă. Dar pentru că vorbim despre sistemul nervos, ar trebui să menționăm că avem două componente. Avem un sistem nervos central și un sistem nervos periferic. Cele două lucrează împreună și trebuie, sunt nevoite să lucreze armonios pentru a ne putea armoniza și nouă viața și pentru a putea avea continuitate și echilibru în tot ceea ce facem în fiecare zi. Este elementul care controlează fiecare etapă și fiecare pas al vieții noastre din momentul în care ne trezim până în momentul în care ne băgăm la somn. Somn care nu înseamnă că sistemul nervos încetează să funcționeze, dimpotrivă, este momentul oportun ca el să se refacă, să se reorganizeze, să ne curățe de elementele negative pe care le-am acumulat pe parcursul unei zile și să se pregătească pentru dimineața care urmează să ne provoace a doua zi. Sistemul nervos controlează totul, de la gândire, la emoție, la rațiune, la planificare, la funcție executivă, la lucru, la contractură musculară, totul până la nivel celular se petrece datorită sistemului nervos care, dacă își găsește echilibru și reușește cumva să se dezvolte într-o manieră optimă, va controla în bună măsură tot ceea ce înseamnă aspect al vieții mele și va oferi o calitate vieții mele din toate punctele de vedere. Domnule doctor, nu mai am, cred, întrebări. Atât de repede, Simona? Atât de repede, vă pică mai zăpăt. Nu cred că e vorba de zăpăceală, sistemul tău nervos funcționează bine din punctul ăsta de vedere și cred că are doar nevoie de puțină perioadă de gestionare informației. Doar să mai plimbam prin parc. Asta e partea bună a sistemului nervos, unor poate fi surprins. O nouă parte bună este că surpriza asta nu va dura la nesfârșit. Da? În momentul în care se lasă surprins, reacționează și încearcă să găsească soluții, să pună întrebări în continuare pentru a intra în detalii și amănunte mult mai aprofundate. Ce se întâmplă dacă sistemul nervos este dezechilibrat, dacă tot ai zis că al meu e bun? Funcțiile senzoriale sunt date peste cap, funcția motorie este dată peste cap, practic tot ceea ce experimentăm și ceea ce simțim se datorează sistemului nervos. În funcție de leziunea produsă la nivelul sistemului nostru nervos, vom putea experimenta diverse lucruri. Putem avea probleme locomotorii, putem avea tulburări cognitive, care înseamnă o degradare, un declin al capacităților noastre globale față de funcția pe care o aveam anterior. Aici apar probleme de memorie, atenție, concentrare, organizare, planificare, executare, practic, a elementelor care ar trebui să ne compună întreaga zi, sau pot să apară, în momentul în care sistemul nervos nu funcționează bine, pot să apară tulburări psihologice sau psihiatrice. Este motivul pentru care de multe ori ne putem confrunta cu depresie, anxietate, atacuri de panică, nesomn, tulburări metabolice chiar, care se datorează tot unei disfuncții în cele din urmă al sistemului nervos care coordonează inclusiv acest aspect. Practic, întreaga noastră viață este dată peste cap. E pe principiul divide et impera, în momentul în care sistemul nostru nu funcționează, funcționarea noastră este divizată în părți mici și destructurată și toate astea merg ca piesele de domino. Încep să cadă pas cu pas elemente care ne alcătuiesc viața frumoasă pe care poate o avem în momentul de față. Deci, prieteni, dacă vreți să fiți informați, rămâneți alături de canalul nostru de YouTube, Învingătorii Creierului Multiple, de unde o să vă aducem mereu informații proaspete, noi, poate întrebări la care nu v-ați gândit sau v-ați gândit, pe care ni le puteți transmite prin intermediul acestui canal de YouTube. Mulțumim, Ovidiu, mulțumim, prieteni, ne vedem data viitoare!